două luni am avut un accident în Germania și venind din spital, cine mi-a venit în ajutor aici acasă? Părintele Orațiu. Și mi-a spus că dacă am nevoie de curățenie să facă soția, dacă am nevoie de cumpărături, să vină, și s-a oferit să vină la mine să mă ajute părintele. Ne ajută foarte mult. Ne ajută în primul rând să ne apropiem sufletește unii de alții. Faptul că știm că există cineva aici care ne ascultă și ne ajută în credința noastră, ne îndrumă în credința noastră. Avem părinte în fiecare duminică, aici venim în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare ne adunăm, avem activități și ne simțim cu toții la oaltă ca o familie închegată. Părintele nostru este vrednic părinte în Biserica lui Hristos, ne ajută, ne învață. Am binecuvântarea de la Preasfințitul de a părintele să conduc corul bisericii. Am început cu unison și acum încet cu încet începem cu vocea a doua și vocea a treia. Pe părintele Octavian Horațiu Mureșan l-am hirotonit de fapt acum câteva luni. A venit cu foarte multă bucurie și entuziasm în această comunitate euharistică, cu o experiență deosebită din perioada studenției, când a făcut parte împreună cu soția sa din Asociația Studenților Ortodoxi din România. Lucrarea misionară de acasă a înnoit-o și în aceste ținuturi scandinave. Da, în ținuturile scandinave. Aici am găsit pe acești români. Mai exact, într-un orășel aflat aproximativ în centrul locuit al Suediei. Este vorba de Borås. Era într-o sâmbătă după amiază. Cu toate acestea, nici treburile casnice, nici întunericul, care în lunile de iarnă se așterne peste aceste ținuturi încă de la orele prânzului, și nici chiar distanțele deloc mici care trebuie parcurse, așadar nimic din toate acestea nu i-a ținut pe români departe de biserica lor, departe de această adevărată familie a credincioșilor parohiei românești, Sfinții Arhangheli Mihail, Gavril și Rafael din Borås. Și nu era hram, și nu era sfânta liturghie, dar biserica era plină. Iar alături de părintele Horațiu, parohul, slujeau la taina Sfântului Maslu și alți preoți români veniți tot de departe. În rugăciune, așa am găsit pe românii din Borås, în rugăciune de tămăduire sufletească și trupească. Și așa i-a găsit și ierarhul lor, preasfințitul părinte Macarie, venit de la Stockholm pentru a-i cerceta, pentru a-i binecuvânta, pentru a-i întări în rugăciunea și în misiunea lor. Nu suntem foarte mulți, dar este o comunitate foarte unită, oameni care ne adunăm și ne înțelegem foarte bine, ne simțim ca într-o familie. La început n-am avut posibilitate să avem preot. Venea preotul Gheorghe Borca de la Stockholm, cum avea dânsul posibilități la o lună, la două luni, la trei luni. Și până a venit Preasfințitul Macarie în Suedia, atunci am luat legătura cu dânsul și l-am rugat frumos dacă poate să ne aducă și nouă un preot tânăr care să ne slujească la parohia din Borås. Un preot rânduit de ierarhul Europei de Nord doar pentru ei, tineri și bătrâni, credincioși români din Borås. Un vis devenit cu voia lui Dumnezeu realitate. Biserica de la Borås sau primele slujbe s-au oficiat cu peste 30 de ani în urmă, dar părintele Gheorghe Borca a făcut demersurile oficiale pentru a înregistra parohia în evidențele statului suedez și dumnealui a avut oarecum o cursivitate a slujbelor.
Din încredințarea Preasfințitului Macarie am fost numit preot aici în ianuarie anul acesta, 2011, și încercăm să avem un program liturgic regulat cu slujbe în fiecare duminică, în sărbătorile mari. Încercăm să avem și unele activități catehetice, explicarea slujbelor, iar în posturile bisericii, în principal, încercăm să simțim mai profund marile sărbători creștine, învierea și Crăciunul. Biserica înseamnă foarte mult în inimile noastre, în sufletele noastre. Ne aflăm departe de țară. Dorul de țară ne apasă foarte rău și aici ne unim un preot român, noi românii toți la un loc, și este o liniște sufletească, credință multă și dragoste de Dumnezeu. Suntem o mână de oameni, încercăm să fim cât putem de uniți, datorită faptului că suntem mai puțini, reușim oarecum să recreăm atmosfera și duhul comunităților din Biserica Primară. Și aici, în Buros, este chiar un privilegiu să slujim într-un spațiu eminamente liturgic, în care Biserica Ortodoxă Greacă a celebrat liturghia de peste 30 de ani. Această mică bisericuță sau capelă are icoane ortodoxe și, din acest punct de vedere, slujirea se desfășoară mai ușor și pentru noi, și atmosfera din biserică este una propice slujbelor. Părintele Octavian Horațiu a fost primit cu multă bucurie în această comunitate de buni români și buni credincioși și s-a început o frumoasă și intensă lucrare misionară prin cateheze, prin organizarea corului parohiei, prin grija față de cei bătrâni, dar și față de cei tineri. Un preot tânăr, care la nici 30 de ani a fost trimis de Dumnezeu aici pentru a crește duhovnicește o frumoasă familie. Familia credincioșilor români stabiliți în această parte de lume. Cel mai mult mi-aș dori să întărim relațiile dintre noi și să creștem împreună spiritual, să nu uităm niciodată, până la urmă, scopul și țelul vieții fiecărui credincios este mântuirea.